Vaccinarea devine aproape obligatorie. Autoritățile din sănătate își propun ca până în data de 1 septembrie să atingă o rată de vaccinare în rândul angajaților din instituțiile din țară, indiferent de forma de proprietate, de 70%. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a emis o hotărâre în acest sens, în care menționează că șefii întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine să faciliteze și să încurajeze personalul să se imunizeze împotriva COVID-19. Potrivit aceleiași decizii, și la nivel local, rata de vaccinare ar trebui să fie de cel puțin 70%. Obiectivul trebuie atins până la începutul lunii decembrie. Potrivit CNSP, în ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri de COVID-19. Pentru ultimele 14 zile, incidența bolii a constituit 26 de cazuri la 100.000 de persoane. Până în prezent au fost administrate peste 840.000 de doze de vaccin. Peste 500.000 de oameni au primit prima doză, iar alți aproape 350.000 au făcut schema completă de imunizare.